Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Imaginez pe Florian Pitiș șofând o Dacia 1100 cu 62 de kilometri pe oră în viteza a patra. Da, la vale. Da, vale, da, foarte tare. Foarte tare piesa, foarte tare. Bine, între timp ne dezlușește ce și cum Călin din Finlanda. Neața, băieți, hagime înseamnă rupei fâșiu sau spargi pufarina. Cam așa se traduce motamo. O seară, o zi bună. V-am zis? Da, mă, deci că folosit, sunt mai multe mesaje care spun că e folosit la începutul luptelor de judo. Și înseamnă luptați. Da. Este, mă, deci pe ăsta îl cheamă luptați? Cum ar fi luptați Petreanu? Luptați! Ce mai zici, mă, că faci? Ce-ai mâncat ieri? Luptați, îți place ciorba? Mănâncă, tati, supă. Luptați, lăcă. Luptați, la culcare. Hai, mă, că nu, oamenii zonați, n-am, eu nu credeam. Credeam că doar americanii au nume de astea. Da. O te arată sub bătăuși. Și mai cum? Hajime și mai cum? Moto? Popescu, ce? Motoshima, moto, stai. Moriasu. Sunt fan. Vezi că Japonia? Și Moriasu însemna ceva. Eu țin cu Japonia. Fasole. În momentul ăsta. Luptați fasole. Hajime Suzuki. Nu, aveam o părere foarte bună despre el până acum. Băi, cum? Dar este foarte tare și uite că și obținut. Păi da, mi-a plăcut de el, dar... Bine. Și l-a fi zis, Hajime, ce facem? Hajimați! Hajimați! L-au întrebat de ea, șeful, luptați! Domnul, luptați! Fiți amabil, cum facem cu nemții ăștia? Păi, luptați cu ei! Hajime! A zis Hajime să hajimăm. Hajimăm și câștigăm. Da. Ar scanda atribuie. În rest, vechea metodă Iamănene s-a modernizat. Știți, Iamănene autostopul. Iamănene popular. Aici există, se cheamă carpooling, am aflat. Nu se mai cheamă Iamănene. Da. Și se organizează și online. Există grupuri de Facebook unde te înțelegi cu cine mergi, unde vrei să mergi. Da, și există aplicații, site-uri. Am găsit una ieri. Cred că pot să spun cum o cheamă. O cheamă BlaBlaCar, nu știu de ce. Da, am mai auzit de ea. Peste, când caut în străinătate să mă deplasesc, eu merg mult cu autobuzul. Este incredibil. Apare peste tot asta și e foarte ieftină, dar niciodată n-am... Incredibil de popular. Și am intrat, ieri am vrut să văd și eu cum fac să ajung de la Corbeanca la Sibiu. Vreau să văd dacă răspunde domnul președinte, că dânsul înțeleg că se duce și ajunge mai des. Și sunt 33 de curse disponibile în acest moment. Sigur, pleacă din București cele mai multe dintre ele, dar sunt foarte tari, deci poți să vezi cu cine pleci, cum îl cheamă, câte și câți bani trebuie să pui, bănuiesc, da, nu? Și costă de-astea 40 de lei, 50-57, nu știu cum calculează, 61 de lei, zice unul. 52 de lei, spune altul. Dar vezi că pleacă la diferite ore, adică da, la ore cred că e mai bine decât mersul trenurilor. E unul care pleacă la 2:30. Da, și dacă te duci pe profilul omului respectiv, uite, este un domn, Gheorghe, să zicem. Hajime Gheorghe. Pleacă din drumul Taberei și contactează Gheorghe, zice, nu acceptă animale de companie, costă 55 de lei. Să ce? Să mergi cu el. Unde? La Sibiu, dragă. Tot despre asta vorbim. Zice, fac conversație când mă simt în largul meu. Ador muzica. Îmi pare rău, nu accept transportul animalelor de companie. Și stai și teme de conversație? Da, nu, și să te documentezi, să nu te sui ca fraierul. Mai dăm pe cineva, ia. Domnul George, fumatul interzis. Maximum 2 pe bancheta din spate. Am o tonă de povești. Deci trebuie să-i preparat. Uite, vezi, dar măcar e sincer. Da. Bun. De ce vă zic toate astea? Pentru că unele oferte sunt totalmente bizare. O femeie care voia să ajungă de la Timișoara în Sibiu, folosind un serviciu de carpooling, a primit loc într-un dric lângă mort. Dacă vrei, citez Ora de Sibiu, scrie despre asta. Ce răspuns a primit? Mașina este un dric, i s-a răspuns. Există un pasager, este tăcut. Trebuie să fie dus în pădure. Ia scrie șoferul. Eu nu cred. Șoferul e Maxim. Da. E tăcut. E dus în pădure. Și fata comentează după aceea, zice, nu cred că a fost o glumă. E pe bune. Zice, e un transport funeran între localități și tipul probabil mai face un ciubuc și mai ia pasageri în față. Eu bănuiesc că dricul este un fel de dubă. Probabil de ce dat-o e în spate, în față sunt locuri libere. Sincer, zice, doamna, dacă nu eram și cu căței... Mergeam doar pentru ineditul situației. De câte ori ai ocazia în viață să mergi viu cu dricul? Băi, adevărul că da. Așa dacă e, da. Pui asta, de câte ori mergi în viață viu cu dricul? Și dacă ai sânge rece, mă înțelegi ce vreau să spun, poți să mergi și culcat, adică... Mi-a scris cineva că își făcuse rezervare la întoarcere cu același șofer.
pe fata o cheamă Alexa, e citată de ora de Sibiu. Da, deci chestia e viu cu dricul și să fie dric, pentru că în București, de exemplu, începând cam de pe la ora asta, oricum mergi cu viteza dricului, deci mare diferență. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.